Și o victimă ce urma a fi transportată cu ambulanța SAJ. Ajuns la fața locului, am constatat că era vorba despre 6 victime, 4 dintre acestea fuseseră preluate cu ambulanța SAJ, iar una era încă încarcerată. Am acționat pentru descarcerarea victimei, după care a fost transportată și aceasta la spital, apăzând dureri de șol. Vă rog să vă prezentați. Sunt sublocotenent craioveanu, un puternicilor țitor comand detașament la detașamentul de pompieri Reșița. Dacă n-ați ajuns, ce ați văzut? Două mașini accidentate. Și au fost oameni răniți? Nu știu, că n-am venit, eu acum am venit. Dumneavoastră ați văzut? Nu. Nu are rost să trecem. Nu. Hai
astea să trăiesc eu care sunt. Nu mai scriem noi cu raza pe preț. De către ofițerul de serviciu din cadrul PJCS despre faptul că pe DN58B în apropiere de Bocșa, spre Veșița, s-a produs un accident în circulație soldat cu rănirea mai multor persoane. Din primele cerșite rezultă faptul că un autovehicul marca Dacia Logan a intrat pe contrasens, a izbit frontal cu alt autovehicul, frontal stânga. Din primele cercetări rezultă faptul că 6 persoane au fost transportate la Spitalul Județean Reisa pentru acordarea de îngrijiri medicale. În prezent se efectuează cercetări pentru stabilirea adevărului. Vă rog să vă prezentați. Numele meu este agent Ciortuz, din cadrul serviciului rutier Reisa. Era un împrăștiat acolo. Dar ați mai prins cu oameni în mașină sau erau deja luați de... Nu erau, pentru că când am ajuns noi, am încercat să deschidem ușa, să despacem acolo. Mi-am pus în spate de ăsta rus. Și cum a fost? Cum s-a întâmplat? Ce a fost? Nu am văzut nimic, ați auzit, am văzut cu oana aia, adică capul deja e zburau, unul pe parte, unul alt. Dar care cum venea? Nu, gardul nu vedea de sus și s-a luat în faza noastră. Nu am văzut, deci cât a ridicat capul, două secunde, că am aplicat capul jos, a ridicat de sus. Și ați intervenit pentru descarcerarea lor? Da, dar n-am putut deschide mușa la ăla care a fost, când a venit pompierii. Era rănit grav? Cum era? Nu era chiar grav, piciorul scăldoare. Cred că trei. Pe mine în spate și doi bărbați în față. Doar. Și în taxi? În taxi trei, cred că. Era șoferul, o fată jos și mai cineva, cred că în spate sau o femeie, să nu știu poți. Și am mers la Loganul Rus în fața lor. Aduse 7 victime ca urmare a unui accident de circulație produs pe drumul ce leagă Reșița de orașul Bocșa, 5 bărbați și 2 femei, preluate de medicii din cadrul unității de primiri urgențe, care în acest moment le acordă îngrijiri medicale. Vă rog să vă prezentați.